Potrivit Direcției de Sănătate Publică, la nivelul județului Buzău, numărul total de cazuri a ajuns la 533, iar în ultimele 24 de ore în județ au mai fost confirmate 11 cazuri de infectare cu COVID-19. Pacienții nou confirmați au vârste cuprinse între 37 și 71 de ani. Aceștia au fost internați la Spitalul Municipal Râmnicu Sărat în locurile disponibile, cât și la Spitalul Județean de Urgență Buzău. În prezent, 801 persoane sunt izolate la domiciliu, numărul lor fiind în creștere față de zilele trecute. În același timp, 15 persoane se află în carantină instituționalizată. Vin însă și vești bune. Conform bilanțului oficial, până în prezent 286 de persoane au fost declarate vindecate și externate.